Uniunea Europeană aniversează astăzi 60 de ani de la primul tratat. Evenimentul aniversar vine în contextul unei crize profunde a blocului comunitar, după decizia Marii Britanii de a părăsi organizația. Cu această ocazie, liderii europeni s-au întâlnit la Roma pentru a decide viitorul Uniunii. Președintele României, Klaus Iohannis, participă la acest eveniment, găzduit nu întâmplător de capitala Italiei. În 1957, tratatul de la Roma punea bazele comunității economice europene, cunoscută și sub denumirea de piața comună. La reuniune participă toți șefii de stat sau de guvern ai statelor membre Uniunii Europene, cu excepția Marii Britanii, alături de Papa Francisc, de președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Numeroase regiuni din Spania, obișnuite cu ierni friguroase, au parte de o iarnă târzie cu ninsori. Totuși, fulgii de neau au fost văzuți și la Madrid, unde nu a mai nins de 2 ani. După o perioadă foarte caldă, cu temperaturi de peste 20 de grade, vremea s-a răcit brusc în mai multe regiuni ale peninsulei iberice. Ninsoarea a acoperit orașe din Galicia, Navarra, Castilla y León, dar și Madridul. Meteorologii spun că vremea va continua să se răcească în mai multe zone ale țării. Nivelul zăpezii a coborât în mai multe regiuni la 600 sau 700 de metri, iar Galicia este regiunea în care se înregistrează cele mai puternice ninsori și rafale de vânt. Peste 250 de imigranți africani sunt dați dispăruți în Marea Mediterană, existând temeri că s-au unecat după răsturnarea a doua embarcațiuni. 5 cadavre au fost găsite plutind vineri în sudul Mării Mediterane. O navă a organizației spaniole Proactiva Open Arms a descoperit cele două embarcațiuni. Înaltul comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați a exprimat preocupare profundă în legătură cu soarta a peste 250 de imigranți dispăruți în largul Libiei.